Nu mai știu ce aveam. Aveam ceva la care voiam să mă uit, dar nu m-am uitat. Voiam să mă uit la, voiam să mă uit la Andrei și... cum arată un apartament de 350.000 de euro din România. De cine Domeniul imobiliarelor e mereu în continuă creștere. Oamenii vor cât mai mult spațiu de trai. Iar pământul pe care îl avem la dispoziție e tot ăla. Bă, ai stat vreodată și te-ai gândit la chestia asta? Te-ai gândit cum funcționează cererea și oferta, de exemplu? Nu, nu studiez economia, nu. Păi, dacă ești prost. Da. Spațiul pe care îl avem la dispoziție e tot ăla, nu devine mai mare doar pentru că suntem noi mai mulți. Ah, damn. Bro. That's pretty insightful. Yeah, that's pretty wild, da. Straight out of Osho. Ok, hai să vedem cum arată un apartament de 350.000 de euro. Aș vrea să mărturisesc că un vis de-a meu mai de mult era, bă, să ajung să pot să-mi cumpăr un apartament în Monaco. Că ziceam, bă, alea scumpe, scumpe, scumpe. Dar... Conceptul de a sta într-un apartament în Monaco. Când gen, în Monaco toată lumea stă pe iaht și trebuie să stai în apartament în Monaco. Nu la casă, nu la vilă, nu la iaht, în apartament în Monaco. Poate e rău pe mare, nu știi tu. Lasă-mă în pace, biserică. Da, dacă un apartament în Monaco îți faci vilă, nu știu, tot în sudul Franței, dar în altă parte. E Daniel Negreanu înainte să puce de poker. Asta e. Asta e punctul ăsta. Că ziceam, bă, alea scumpe, scumpe, scumpe. Dar am modificat și am zis, bă, un vis de-a meu e să-mi cumpăr un apartament în Cluj. Adică e ok. Astăzi vreau să vă prezint un apartament care costă 350.000 de euro aproximativ. Adică el a fost cumpărat recent cu 330 de euro. Iar o să ne zică că e în centrul Clujului și de fapt e pe munte. E Hala Obor. Centrul Clujului, în Florești. Și a fost dat în chirie înainte de asta la 1.500 de euro pe lună chiria. Un apartament destul de drăguț, am putea zice, aproape de centrul orașului. Și să vedem cum arată, să povestim un pic cu cineva să ne explice dacă merită, dacă nu merită, că 350.000 de euro îți bani de casă. Și să vedem ce oferă la banii aia, așa că hai să vedem. No, hai să asta vedem. No, hai să vedem. No, ne arăți. Ioi. Și mergem fain frumos la liftuț. Opa, o să luăm și pe Ștefi. Pentru că trebuie să ajungem la etajul 2. Gata, e sigur. E un bloc doar cu două etaje, deci ultimul etaj. La etajul 2. E un bloc doar cu două etaje, deci ultimul etaj. Ca să intrăm în ceea ce se numește penthouse, am putea zice. Un penthouse, penthouse cu trei camere. Să crezi un pic de suspans așa înainte să intrăm în înăuntru. Ah, deci suntem la etajul 2. Cum intri în apartament? Un hall. Bum, oglinzi ca la Drake acasă. Let's fucking go, baby. Dar n-au alea de picioare de scaun ca să le deschizi pe depuș. Cu... Așa, sper că am închis bine ușa. Cu dulap, cu oglindă, să te vezi, să te uiți în oglindă și să zici bă, eu chiar am bani. Aici e un living, sau poate să fie, nu un living, scuze, un dormitor, sau poate să fie... Bă, asta-i părerea lui Sensi de la Bravo Steel. Da, e pe negru, e alt model. Un birou. Dacă vrei, îți faci birou cum intri, fain frumos să stai aici, muncești, de aici faci banii, ai și baia ta proprie. Păi, sărac să fii, să dai 350.000 de euro pentru un birou de 2x2 cu pălărie în mijloc. Ce mea. De aici muncești, de aici faci banii. Te speli pe mâini, mergi la baie, dușul tău, deci birou cu duș și cu baie, fain frumos. Ok, this is pretty nice, că e tot. Mâini, mergi la baie, dușul tău. Dar probabil ai vedere la o stradă lăturalnică. Coi, și la un câmp. Te piși în chiuvetă relaxat și te vede omul de jos. Ce sărăcie. Te piși în chiuvetă relaxat. Te văd vecinii. Dau zvonuri despre tine în vlog. Bă, dar te piși în chiuvetă. Deci, birou cu duș și cu baie, fain frumos. După care ieși și iei stânga ca să mergi în dormitorul principal, apartamentul cu trei camere. Deci asta e a doua cameră. Pe capul să vezi. Wow, dar ce weird! Ce amplasament! Și televizorul acolo în spate. Pălărie. Care o vedem, dormitor mare, faci mereu, așa, când cu pat. Te duci să te culci și faci de fiecare dată. Două persoane, poate chiar trei.
Asta e zona pentru sex, atât pentru cuplurile de două persoane, cât și pentru cuplurile poliamoroase sau non-monogame. Aici în cap, în cap câțiva. Sau poate dormiți cu copilul, cine poate ști. Aici intri duș, adică nu intri pentru că aici ai o sticlă, dar practic tu dacă stai în pat, au, vezi cine face duș. Hot take. Hot take. Nu, nu, de ce? Nu, zi. Hot take. Îmi place, îmi plac foarte mult apartamentele alea în care ai dușul în mijlocul sufrageriei. Mi se par foarte fucking cool. Pentru că oricum nu o să faci niciodată duș când ai oameni la tine. It's just, mi se pare foarte fun, gen să vezi dușul. Băi omule, băi omule, vii, cu, vii de la Taco Bell și te caci aici. A, nu. Te vede nevastă-ta cum te caci. Căcănesc unul la vedere. Măi omule, vii cu un date prima oară acasă și te vede date-ul cum te razi la... Am văzut în serial. Băi, te vede cum te ștergi la cur. Te vede omul care stă aici cum te ștergi la cur în duș. Bine. Măi, în ce lume? Nu înțeleg ce... Who wants this? Cine a zis vreodată vreau să-mi văd partenerul cum își bagă deștele în cur la duș sau la topă veceu? Cine a zis vreodată chestia asta? Știți că și Ceușan avea la fel, dar la Ceușan era tare, că nu vedeai din pat când te se cacă sau să își face cineva duș. Dar gen aici vezi, why would you want that? Băi, omule! Coi, nu vreau căcănesc cu mijlocul sufragerețului. Băi, te piși în duș, te vedem cum vreau, te piși în duș. Nu vreau să fac câți Johnule. Vreau câți Johnule. Ce faci? O dai pe gagicata afară din dormitor? Păi nu, că nu vreau toată baia în... Nu, ok, asta nu-mi place. Dar îmi place când ai dușul sau cadă în mijlocul sufrageriei. That's dope! Dar arată-mi un video, că eu nu, efectiv nu înțeleg la ce te referi. Bat in the middle... Serialul se numea the Flight Attendant. Living Room. Nu așa, asta e kitschy. Asta-s kitschy. Asta e așa gen? Dar cu duș în loc de... Da, dar e o cabină de duș, it's very like retro. Adică acolo era baia înainte. Cum se numește filmul? The Flight Attendant. Și gen ăla e dușul acolo. Ai un duș. It's cool! Come on, it's cool. It looks great. Ce, unde te caci? Păi e altă baie. Ai o baie în altă parte. Deci, why? I don't know. That's like why? Rich people shit. If I had money să pun un duș în sfragerie, I would. E cool. I mean, it looks good, but why? Adică îmi spune că it looks good în poza asta, gen în viața reală, de ce? Coi, tu te caci în duș, ce faci? Lasă-mă să am duș acolo. Oricum nu o să mă vadă nimeni în duș acolo. Măi, omule, te caci în duș. Coi, cine te cacă în duș? Te caci în duș, stai cu grebla după să dai... Măi, what are you doing? What are you talking about? Măi, omule, te f***ți și te duci să te speli la boașe în mijlocul sfrageriei, nebunii, yeah, la that's cap. That's great, that's great. Hai să vedem cum ne explică omul ăsta că e tare, de fapt, să te uiți la partenerul tău cum își bagă deștele în cur în duș. Tu dacă stai în pat, au, vezi cine face duș, ceea ce e tare, bă, noi, nu? Adică e tare dacă e... Da, nu, e tare, e foarte tare. O persoană de sex opus, că dacă ți-ai chemat un prieten la tine, e cum un pic dubios. Desigur. This man doesn't help my case. He does not. Dar intri în baie, oglindă. Măi, omul e efectiv two homies sitting in a hot tub. 6 feet apart because they're not gay. Puțin dubios. Să fie o persoană de același sex e puțin dubios. Dar să fie partenerul tău heteronormativ care își bagă deștele în cur în fața ta, e total ok. All good. Two homies, one cup. O baie spațioasă, aș putea zice. Acum nu e nici cea mai mare, dar e ok. Duci de asta în aer liber, nu trebuie să tragi cortina, nu nimic. Trebuie să ai un spirit aventuros. Bineînțeles, aici, un pic ce după colț. Când ai box în duș, să scul forținii. Am, ai văzut că am. Ai? Am box AGBL în duș, da. Nu, gen... Așa am car și eu boxa mereu în duș, că mereu nu-mi place să... A, vrei să facem perete? Da.
Pentru, I'm talking about rich people. Pentru că ai nevoie de multă putere într-o baie de 2x2. Nu, doar că se aude gen din... E o rezonanță diferită. Mi-l rezonez, hai, know. Gata. You wouldn't know. You wouldn't know, fuga, mătii, de moșier. Că eu nu pot să fac duș fără muzică. Same. Adică it's just weird. Poți alegi, te uiți la TV sau la gagică ta. It's a test. Dar TV-ul ăsta băgat aici, băgat. Cum, așa de mai, cum te uiți la TV? Dacă stai, gen ăsta e TV-ul, da? Dacă stai în partea asta patului, cum te uiți la TV? Că ai colțul ăsta în ochi. Te uiți la duș. De ce ai pus dușul acolo? Măi, dar de ce n-au făcut aici spațiu de depozitare și pune o degringoladă de aia, nu știu cum îi zice, cu TV-ul? De-aia cum are Dorian la garsonier. Dormitor, mare, cu pat, un pic după colț. Trebuie să ai un spirit. Un piculeț după colț. Puros, bineînțeles, aici, un pic după colț, am plasat televizorul și hop, 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 nu mă descurc cu chestiile astea. Urăsc când am o casă cu 17 tipuri de persoane. Da, băi, vreau să deschid geamul. Ce morții mei fac? Da. What do I do? Mamă, ce multă perdea îi. A, nici n-ai balcon, super. Afară pe geam, priveliștea. Bo-ho-ho! 350.000 de euro pentru această priveliște. Și aici că e penthouse, mai țineți minte, da? Ai penthouse și aici pui de penthouse. Bloc lângă. N-aș un pui de bloc. Vecinii de dincolo, dar... Continuăm, pentru că nu se termină, că mergem la următorul nivel. Practic, după cum ați văzut mai înainte, pe aici am intrat și acum pe scări, deci... Deci să urci scările ca să ajungi în sufragerie. Practic, orice musafir ajunge la tine în casă, trebuie să-l pui să urce scările, că n-ai unde altundeva să ducă. Da. Înăuntru apartamentului, mergem la următorul nivel, aici da, un mic spate... Scările lift, direct la 3, că nu, finale 2, 3 și poți să intri de la 3. Stai aproape sigur că nu. Deci era tare. Spațiu de depozitare în care poți să bagi lucruri, să mai pui una alta. Bă, și mergi fain frumos pe scări. Aici pe lateral sunt și niște becuri ca să vezi noaptea, să nu te împiedici. Urci, urci și ajungi unde? În a treia cameră, în total sunt 110 metri pătrați. Cu camerele de jos și cu cei... 110, ok, this looks nice. Tus. Și camera asta e chiar foarte faină. Adică dacă la parter vi s-a părut că e un apartament normal, aici îți dai seama că totuși e ceva mai mult. No, e destul de faină, nu o să te mint. Mult decât atât, pentru că e un living, open space, cred că ăsta e termenul potrivit. Mare, canapea. E cam înghesuit pentru 350.000 de euro. Da, chiar e înghesuit, chiar e înghesuit. Adică... Poți să-ți chem prietenii, stați toți în jurul mesei, nu știu. Jucați Macao. Jucați o canastă. Jucați o Macao. Un pahar tarnip. De suc, vă uitați la televizor, stați pe canapea acolo sau vă puneți la masă. De ce sunt toate, adică astea lustre de la masă, înțeleg de ce e jos. Dar restul lustrelor de ce stă atât de jos? Uite și la asta, dar e efectiv să te ferești când da. Te pui pe canapea. La televizor, un poker sau mâncați ceva. În timp ce dulcea ta soție... Cam sigur, am vrut să zic în timp ce nevastă vă face... Am vrut să zic în timp ce nevastă vă face de mâncare, că ea nu știe. Superb! Acolo, sau vă puneți la masa principală, băgați un poker sau mâncați ceva. Băieți, dracu, poker! Dulcea ta soție... Vă pregătește ceva fain frumos sau, dacă nu, soția, poate ai o doamnă special care numai asta face. Că la 330.000 de euro... O doamnă, dragă, doar asta face. Tare, bun tur. Mă, acum, jokes aside, oamenii știu target-ul. Oamenii știu target-ul, că doar... Doar baștanii cu... Old money cu small dick energy poate să cumpere înghesuiala asta la 350.000 de euro. Euro, ce e acolo? Cineva care să-ți facă de mâncare, dar arată demențial și mobila de bucătărie arată... Bă, ai TV deasupra gazului, ce tare! Bine, mașina de spălat vase, frigider, care bineînțeles e inclus în mobilă și în rest... Ăla-i frigiderul? Asta-i frigiderul? Păi, dar 350.000 de euro. E un mini frigider! Pentru asta... Măi, n-am văzut să un frigider așa mic, gen frigider full size așa mic. Măi, îți încap 3 sticle de apă și that's it. O grămadă de spații de depozitare, să pui borcane cu zacuscă, conserve cu pateu, tot ce vrei. Adică eu asta aș pune acum, nu știu ce pune propriu. Conserve cu pateu.
secretarul, dar ăsta spune că niciodată nu poți să ai prea multă zacuscă și prea multă pălincă. Sus, mijlocuri de depozitare și încă o baie. Deci vorbim deja de a treia baie. Deci a treia baie? No, bă, come on, ai Căcănescul încă Mâncănescu? Ce faci, mă? Ai de man, ce se întâmplă? E efectiv închis ușa, ce mai da, e căcat? Da, mă, dar nu e... Ce faci? Te cași pe tine și te cași pe tine în duș. Hai de man, ce are? Aici mâncai, aici mă căcai. Hai, e găsire, închis ușa, ai plecat. Da. Camere trei băi, fiecare cameră are baia ei. Aici e un pic mai micuț, aici nu ai duș, ai doar WC-ul și chiuvetă, o chiuvetă chiar interesantă. Becuri. Dar bine, țineți că el a zis trei camere, dar de fapt o cameră e un birou. Adică nu prea poți să faci cameră de om acolo. Pentru că are două camere, din câte care una e huge. Te uiți din nou în oglindă. Mă, e huge, e una pe spesul tot cu bucătăria. Și zici, un like și un subscribe, rog. După care, continuu. Da, bă, să mor, un bideu. Dar un bideu, mea, la 350.000 de euro, dai și tu un bideu. Uite. Aia mi se pare bună de cameră gen powder room, știi? Unde ai doar gen niște spații de depozitare for like cosmetics and stuff și o oglindă. Da, men, dar când ai gen oameni sau de fapt nu când ai oameni, ca să nu cobori până jos, ai nevoie de baie și sus. Da, morți-mi de o pui fix lângă bucătărie. Dar unde s-o pui? Că nu mai are spațiu, unde s-o pună? Aici, la uși, la scări, argument, unde s-o pună? It ain't. Da, înțeleg, da. Vedeți, interfon, ai și la parter, cum ar veni, dar ai și la etaj. Și aici, pentru că suntem în partea opusă a livingului, aici trebuie o pictură de aia scumpă, știi? Adică să pui un tablou mare sau ceva, nu știu, sau să pui ceva aici, o sabie de aia, știi? Și când vin prietenii tăi la tine să le zici, uite, vezi sabia asta? Păi uite, gen Stana Izbașa a luptat cu ea și o dat nu știu la cine în cap și s-a... Omul ăsta se pricepe la vânt apartamente. Sper să facă un comision de pe acest apartament, că e clar că se pricepe să-l vândă. Tu ce ți-ai pune acolo? Mi-aș pune o poză cu sforcul lui Dorian Popa. Abia asta valorează 50.000 de euro, știi? Adică un exponat, așa. Eu aș pune o bucată dintr-un monopost de Formula 1, ceva, o roată de mașină. Iar pe aici am intrat, dar nu mergem pe unde am... O motocicletă cu aia. Da. Pui o motocicletă. Știi că ne-am uitat la un moment dat la casa unuia din Cluj, de avea motocicletă agățată de tavan. Cu aproape pe tavan. Da. Pentru că mai avem de mers încă un etaj. Ba! Așa, scări, fain frumos. Nu pot să cred. Urci pe aici, mergi și sus ai terasă de 30 de metri pătrați. Iar aici... Băiatul ăla vine cu apartamentul? Un mic. Like contabilul, să-ți numere banii. Pult, o mică mobilă, așa să-ți improvizezi, o mică, nu știu, bucătărie cu un vin, cu niște farfurii. Poți să pui și un frigider. Da, ok, bine, era spațiu destul să facă o baie aici. Și asta te trimitea ori sus, ori jos, unde voi. Asta era bun de mudroom. Deci ăla era bun de gen powder room și ăsta de mudroom. Gen să ai două chiuvete și gen mașini de spălat. Da, dar chiar, unde sunt mașinile de spălat, da. Că gen oricum ai nevoie, că ieși afară, grădinărești, că oricum ai sigur grădinărești, grădină. Ai da, grădină da, la da. Etajul 4, grădinărește, penthouse. Grădinărește nevasta, dar nu se mai oprește. Păi... De aici, unul de la pentru vinuri, fain frumos, sau încă un frigider, că o să ai frigiderul de mâncare, sau să ai frigiderul de băuturi, așa trebuie. Da, ai frigiderul ăla de mâncare pentru jumătate de persoană. Ce ținen acolo? Nu poți să faci o oală de ciorbă, a zis Dali mai devreme. Trebuie să le separi, deci de la 200.000 de euro în sus, așa se separ băuturile și aici, bineînțeles, tot spațiul de depozitare. Mai pun un alta, un mop, un aspirator, ce vrei tu, dar ce-i tare e că mergi fain frumos și ieși afară pe terasă. Acum chiar suntem la ultimul nivel. Superb gazonul ăla fals. Pe terasă. Superbisim, superbisim. Acum chiar suntem la ultimul nivel, unde ai priveliște asupra celor trei biserici din centrul orașului, le vezi așa turnurile, ce fain bine. Frumos. Exact ceea ce vreau să văd dimineața când mă trezesc. Eu n-am fost, așa arată Las Vegas? așa arată orașul startup-urilor. Ah, mă scuz, da. Vezi pe vecini, acum mai vezi mai de sus un pic decât mai înainte. Îi mai saluți dacă vrei, vezi în jos, te poți uita să vezi cine vine la... Dar ei, adică față de alea de pe cetățuie, e relativ mai aproape de centru, right?
Adevărul e că lipsește un pic o priveliște de aia de la mare, de la ocean, așa ca în filme, dar aia e, încă n-avem mare la Cluj, deci trebuie să mai așteptăm. No, dar nu-i mare la Cluj. N-o facem. No, o face, Emil. Stai să vină inundația și facem acum. O face, Emil Boc. Vorbesc și eu aiurea. Masă, fain frumos, dar ce facem? Aici ne întâlnim cu Bogdan. Salut Bogdan, bună, îmi pare bine. Bună, Andrei, bine ai venit. Hai să ne tragem un pic mai la umbră. Da, mai la umbră. Pentru că Bogdan e expert în imobiliare, el se ocupă de... Măi, dar cum ajungi ca vlogger sau ca whatever să faci deal-urile astea, gen... Vine la tine un agent imobiliar și zic, auzi, tată, nu vrei să vezi și tu un apartament șmec sau te duci tu la ei? Cum funcționează? Te plătesc pe loc? Îți dau comision de 1%? Cum funcționează? I wanna know. Te sună ei, nu. Nu trebuie să le mai dai e-mail-uri, adică știu că le dai mai zi pe câteva conturi diferite, dar you can just stop, că te sună ei la un moment dat. Mm, gotcha. Să verifici în spam, că mi-e așa mai intrat. Ah, ok, 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 gotcha. Nu, nu cred că n-am pus nimic pe ăștia. Verifică din nou și probabil. Chirii, de vânzări, de tot. Ești interesat? Ai, da, cum să nu fiu interesat? Lol, dar eu am mai zis că dacă mi-l dai pe Pitch Pass la Vogue, să mergem să filmăm într-un d-ăsta, mâine îl vând, doar la memă. Doar la memă, doar cu night-ul peu. N-ai sânge în coaie, îți dai 300.000 de euro pe penthouse-ul cu Căcănescu în sufragerie. Night-ul peu! Tot știe, toată ziua umblă prin oraș, deci eu mă văd cu Bogdan uneori așa, la întâmplare, că îl văd cum umblă toată ziua. Suntem vecini pe acolo, prin zonă. Suntem și un pic de vecini. Și Bogdan o să ne explice, Bogdan, e scump sau ieftin? Nu este, deci acum depinde la ce ne raportăm. Ideea e că pentru zona respectivă, eu pot zice că nu este scump, în sensul că un apartament în momentul de față, în Cluj, la... semifinisat, dacă vrei să-l cumperi, între 2000 și 2500 de euro metru pătrat. Măi, e ceva mai insane? Semifinisat 2000-2500 de euro metru pătrat. Superb. La unele se adaugă TVA, la unele nu. Depinde dacă de pe persoană fizică sau juridică. Deci gândește-te că de la 2500, dacă ți-a dat un apartament semifinisat, dar nu aici, gen, nu știu, ori în Sopor, pe Brâncuș, zonă semicentrală, cel puțin încă 500 de euro trebuie să mai bagi în finisaje, mobilare și așa. Deci te ajunge 3000 liniștit în zonă semicentrală. 3000 metru pătrat și bănuiesc că ăla n-ar fi gen penthouse pe nivele diferite. Nu, deci eu genul ăsta de apartament. You keep saying penthouse. I don't think it means what you think it is. Yeah. Dacă trebuie să urci 3 etaje ca să ajungi la view de penthouse, that's not a penthouse, honey. Care este cea mai impresionantă parte a acestui apartament? Ai putea spune sufrageria pentru că ai văzut că e frumoasă. Dar cum nu faci acest balcon, această terasă, whatever? Cum nu bagi mai mult de 3,30 lei în ea? Man, astea sunt de la Ikea la 5 lei bucata. Da. Căcatul, ce e asta, man? Ce e asta? Glumești? Ce e asta? Nu-s fals. Ce e asta? Păi normal că sunt falsi, eu de ce zic? Că sunt gazonul. Sunt oribile. Pietrele astea așa răsfirate, vai morților, și gazonul ăsta fals, man, dă-mi p***a măsi că mai dădeai 500 de euro și făceai totul frumos aici. Ai gazon mai pe simt. Gazonul ăsta să pune aici pe asta ca să acopere cimentul. Da. Dă-mi pizda măsi. Pentru că bănui că nu... Până în centru, deci nu ai nevoie de foarte multe lucruri, de mașină nici nu ai nevoie, ai înșit, ești pe 21 decembrie. Uh-huh. Deci efectiv... Cine vrea, ori pentru investiție, pentru că acesta este un apartament foarte bun și pentru investiție, adică să-l închiriezi mai departe. Să-l închiriezi, dar să scoți bani din chirie, adică îmi ziceai că a fost dat înainte cu 1500 de euro. Da. Într-un an... Păi, randamentul... Într-un an, 2000 de euro! 2000 de euro! Tu nu bagi niciun ban în apartamentul ăla, dar într-un an, 2000 de euro! E atât de simplu, dragi prieteni. E atât de simplu să faci speculă cu imobiliare. Păi, just go for it. Știi cum faci mai mulți bani? Toate să crești chiria. Păi da, eu ce zic? Păi da. Eu ce zic? Bași 500 de euro în plus? Păi nu e vreodată. Păi a crescut euro, tată, ce vrei să fac? E vina mea că a crescut euro, dă banul. Îl sun pe vecinul tău să crească și el chiria și dan, easy. 18.000. Da, 18.000. În 20 de ani s-o scos. 20 de ani. Păi ăsta este între... 15 și 20 de ani, în principal, e rata de... Da, stați liniștit, guys, că în 20 de ani, cu siguranță nu o să fie încă două crize financiare, exact cum se întâmplă atât la 10 ani. Stați liniștit, în 20 de ani v-ați scos banii. Prețurile cresc continuu. Așa funcționează capitalismul. Creșterea e continuă, în continuu. E mereu pe plus. Recuperarea banilor dacă investești în Cluj. Efectiv, mâine vine criza financiară și nu ocupă nimeni acest apartament în următorii 10 ani.
10 ani de acum încolo nimeni nu ocupă acest apartament, pentru că o să-l cumpere vreun scârțac de la care zice, cum doamne să-l las eu la preț? Cum să-l las eu 100 de euro la preț? Pentru că, să spunem acum, nu din păcate, atât timp cât este cerere și toată lumea vine să investească în Cluj, este un pol, toată lumea vine cu bani, în Cluj se tranzacționează 70% cash. În comparație cu alte zone, gen Florești, care este, raportul este invers, 70% credit, 30% cash. Da, bine, când zici cash, te referi, adică că omul îți face transferul bancar, nu că ți-i duce în geantă, dar transferă în cont, ori bam, l-a cumpărat. Prima casă, ori credit normal, în maxim o lună de zile ai bănuții în cont. Asta, adică e plata imediată, să spunem. Uh-huh. 70%, deci toată lumea vine... Cu banul pregătit. Da. Că vine copilul la facultate și decât să-i plătească... Ah, oare because of gentrification? Măi, dar e... Oamenii vor... Oamenii vor gândesc de casual despre asta, like it's... Dar de coi, ce nu înțelegi? Specula imobiliară, ce nu înțelegi? Ești așa prost. Vine copilul la facultate, bam! Vine Antoldu. Îl cazezi pe Steve Aoki aici. 8.000 de euro pe noapte. Ce ești așa prost? Te duci cu 350.000 de euro în transfer bancar, da. Îi faci SEPA cu 350.000 de euro. Pe chirie a zis că mai bine vând ceva de unde este din zonă, mai faci un credit și cumpri un apartament. Dacă e la facultate și la UMF și să-ți facă 6 ani de zile, fă un calcul. Sigur că fiecare student și apartament de 350.000 de euro că se mută în Cluj. Dar vreau să știu ce altă persoană în afară de baronii PSD și PNL au bani să-și trimită copiii la învățat în Cluj și să le cumpere apartamentul de 350.000 de euro. Efectiv, vorbiți cu 3 oameni, doar dați-le mail. Vezi care e prefectul fiecărui județ? Cred că se pronunță perfect. Și dă-le mail. Efectiv, dă-le mail. Sunt 40 oameni în toată țara. Dă-le mail. Asta e preț de o casă bună, da, lângă Cluj, da, sau poate chiar în Cluj, mai bine zis, așa mai la periferie. Tu personal, Bogdan, ce... Mie, cât de mic e Clujul dacă asta e periferia Clujului? Că probabil sunt faci din 20 minute până în centru. M-am uitat pe hartă și e cam atât. Cam atât, e cam, da, cam așa. Apartamentul ăsta sau o casă? Depinde, dacă ai copii, eu aș alege acesta. Pentru că s-a aproape copiii de alți vecini sau de școală? Nu, sau de... nu depinzi de unul la mână. Trafic, să ajungi în Cluj, până în punctul ăsta, e foarte aglomerat. Vine prin Someșeni, vine pe unde vrei tu, e foarte aglomerat. De aici te descurci, îți duci copilul la grădiniță, ai activități, trebuie să-l duci la un curs, la o chestie. Deci trebuie să fii aici local. Din punctul meu de vedere, da, când ai copii mici și eu aveam... N-avea un singur dormitor și un birou? Madam. Păi și unde stai cu copilul? Că tocmai ai zis că îți duci copilul, unde ți-l îl bagi în duș? Doarme pe canapea în sfârșitie. Jur. Da, da. Într-un an... Păi, randamentul... Faci 18.000. Da, 18.000. În 20 de ani s-o scos. Măi, ăsta încă face calcule ca la clasa 4-a? Cui, cu cine vorbești? Cine cumpă... Zi. Îți bagi copilul sub scări. De asta au zis că e loc sub scări și... Îți intră unde la supraetajat, bagi doi acolo. Și când ăla... primești scrisoarea de la Hogwarts, ce faci? Păi... 20 de ani. Păi ăsta este, între 15 și 20 de ani, în principal, e rata de recuperare a banilor dacă investești în Cluj. Da, 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 așa funcționează, dragi prieteni. Așa funcționează. Pentru că... Cu siguranță, prețurile la chirii poate să crească până la nivelul Londrei, că mult nu mai au. Prețul la chirii poate să... E sky high. Păi money go brr. Da, 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 the sky is the limit. Cu siguranță nu va veni o altă criză financiară și apartamentul ăla o să stea gol 10 ani de acum încolo. Nu, stați liniștit, guys. Cumpărați acum, este o piață perfectă, păi scrie pe să studii. Cumpărați imobiliare. Da, scrie da. Pe studii, că dacă crești chiria, faci mai mulți bani. Da, da, da. No. Doar 15 ani să vă recuperați banii, nu înțeleg. Dacă aveți pe cineva prin familie care are 350.000 de euro, care stau degeaba, foarte simplu. Mergi și în 15 ani scoți banii. Sunt atât proști, nu înțeleg cum nu faceți bani mai mulți. Da, știi care e problema? Eu unde îmi pun ecranele să văd cum cresc acțiunile? Eu vreau o cameră în care doar să am 12 ecrane. Da, chiar, dacă ai copil, n-ai unde să stai să-ți faci un birou. Păi n-ai. Deci dacă vrei să ții laptopul, să scrii ceva la laptop, n-ai loc. Îi pun copilului peste cap. Pui la masa de mâncat, gen. Atât. Nu înțeleg cum să fac apartamente fără spațiu de birou. Apartamentul ăsta sau o casă? Depinde, dacă ai copii, eu aș alege acesta.
Pentru că se aproape copiii de alți vecini sau de școală? Sau de... Nu, depinzi de unul la mână. Trafic, să ajungi în Cluj, până în punctul ăsta, e foarte aglomerat. Vine prin Someșeni, vine pe unde vrei tu, e foarte aglomerat. De aici te descurci, îți duci copilul la grădiniță, ai activități, trebuie să-l duci la un curs, la o chestie. Deci trebuie să fii aici local. Din punctul meu de vedere, când ai copii mici, și eu eram tentat la un moment dat, gen casă, să-mi fac. Dar... preferabil aici e pentru dacă ai cu copii, ții foarte lejer. Care e copii? De ce tu vorbești la plural despre copii? Ai loc de un singur copil în această casă. Efectiv ai loc de un singur copil. Nu-i trebuie mașină, să duci, lasă copilul la grădiniță. Ai tot ce ai nevoie aici. Asta e ideea. Dacă vrei libertate mai mare, dar știi cum e casa, îți vine cu probleme, că trebuie să întreții, nu mai ai. Aici ai închis ușa, te duci în vacanță, unde vrei tu, Andrei, te duci în Barcelona. Ai dispărut 3 luni, 6 luni și el rămâne. Trebuie să pui pe cineva, vecinul, să stai iarba, să facă aia, să facă aia, lucrări. Casa se degradează în timp. Apartamentul, nu ai aceleași probleme. Aceleași probleme, am înțeles. Da. Eu, pentru familii cu copii și să-ți fie ușor, ție, aș opta pentru apartament. Dacă... Când ai zis așa că ție, deja lumea crede că îmi cumpăr. Stai așa, nu-mi cumpăr. Ție, agenție, privitorule. Nu, pentru nu că se știe. O să lăsăm numărul de telefon al lui Bogdan și dacă aveți nevoie, îl sunați direct. Poate vreți să cumpărați orice, poate și apartamentul ăsta, îl sunați Bogdan. Să vedeți că Bogdan răspunde și la unul. Bă, hai să-l sunăm pe Bogdan cu aia. Hai să sunăm pe Bogdan. Să-l întrebăm cum ai tupeu. Îl întreb cum ai tupeu. Da, mi-a plăcut ce pot spune. Dar stai că mai e, ce mai vorbesc cu oare? Noaptea, noi vorbeam, eu așa l-am cunoscut cu Bogdan, când căutam chirie și la 1 noaptea vorbeam la telefon. Da, deci inclusiv și apartamentul ăsta, dacă se primește o ofertă mai bună decât o are proprietarul în acest moment... O să-l vândă. Da, sunt eu, reprimește foarte multe oferte proprietarul, de asta a trebuit să fac un video cu un vlogger care vrea să-i dea procent sau niște bani. Pentru că sunt duduie de oferte. Bubuie. Curg ofertele pentru oameni care vor să dea 350.000 de euro pe finisajele astea. Așa stă țiriaș la proprietarul de gemuri. Da. Nu refuză. E normal. Am înțeles. Și o ultimă întrebare, așa, înainte de final. Cum ți se pare în comparație cu restul țării? Pentru că o să se uite din toată țara oamenii. Da. Îs bune apartamentele, scumpe, ieftine? Dacă se uite cineva din Oradea sau din Botoșani să vină să investească în Cluj sau să meargă să investească în Târgu Mureș? Repet, în funcție și de ce interese are, că dacă vrei doar pentru... Dacă vrei să fii sărac, investește tot undeva, ce emoții mei! Du-te în Oradea dacă ești sărac. Dacă vrei să faci bani, dai bani în Cluj. Du-te la termoficare Oradea dacă ești prost. Du-te acolo, l-a făcut saltele, la ce dracu facă acolo. Dar nu e ironic, Oradea și Târgu Mureș mi se par like următoarele orașe cool din România. Pentru bani, normal, este o piață foarte mare în care e un oraș universitar printre cele mai bune din România. Uh-huh. Deci ca și metru pătrat depășește Bucureștiul cu cel puțin 350 de euro pe metru pătrat. În medie. În medie, da. Deci e primul oraș cum ar veni ca și nivel de investiții. Sunt foarte multe firme, studenți mulți, deci ca și investiție, faptul că ai continuitate la chirie și chiar dacă ți-ai apartament, nu o să stea foarte mult gol, ăsta este un plus. E un plus și e unul dintre orașele cele mai frumoase din România, care s-au dezvoltat în ultimul an. Eu am stat 10 ani zile în Italia, m-am întors în România, dar în Cluj nu simt diferența. Eu mereu zic că italienii sunt cam ca și clujenii, numai că strigă mai tare. Nici eu nu sunt clujan. Dacă numărăm pe aici, nu știu cam cât sunt din Cluj, știi? Dar e o diferență mare. Când ai plecat din Cluj, e normal, e scump. Eu m-aș muta la Cluj, asta încearcă să zică. Bine, am înțeles. Mai vreau imobiliare de la omul ăsta, că îmi place cum le prezintă. Mai are? Dar ați văzut că e o modă în Cluj, asta cu...